Fermierii făgărășeni care nu au reușit să-și depună cererile pentru a obține subvenția în zootehnie mai au o șansă. Termenul până la care mai pot fi primite dosarele la centrale APIA a fost prelungit până pe 15 iunie, așa că cei în cauză mai au la dispoziție aproape 2 săptămâni. Termenul pentru depunerea actelor la centrele APIA a fost prelungit cu 2 săptămâni. Termenul de depunere a cererilor s-a prelungit până în 15 iunie inclusiv. Restul actelor necesare la dosar și metodei de depunere a cererilor a rămas neschimbat. Pentru bovine, prima de exploatație se acordă în funcție de numărul de animale înregistrat în Registrul Național al Exploatațiilor la data de 31 ianuarie 2008. În ceea ce privește prima pentru oi și capre, sprijinul financiar se acordă producătorilor agricoli care dețin la data de 31 martie 2009 un efectiv de 50 de oi, respectiv 25 de capre cu vârsta minimă de un an. Sprijinul financiar, atât pentru bovine cât și pentru ovine sau caprine, va fi stabilit prin hotărâre de guvern în funcție de numărul animalelor eligibile, rezultat în urma controalelor.